Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este momentul să purtăm o discuție despre modificările la codul rutier. Probabil că știți deja, ați auzit la știri de aseară, mă rog, de ieri, este peste tot știrea asta cu detalii. Guvernul a modificat codul rutier, au fost crescute amenziile și sancțiunile pentru anumite contravenții. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a ieșit și a declarat, citez, carnajul de pe șosele trebuie oprit. Bravo. Am pus ghilimele. Sigur că da, cine se poate opune? Adică pentru asta pledăm de atâția ani. Hai să vă rugăm frumos, dragi autorități, sunt diferite moduri în care putem împreună să încercăm să reducem numărul de accidente de pe șosele, accidente grave, morți, suntem în topul european de atâția și atâția ani. Avem exemplul altor țări care au fost sus în această statistică morbidă și au reușit să scadă. Bun, 0372069599, vă spun numărul de telefon ca să ne sunați și să vă exprimați opinia despre aceste modificări. Eu să vă spun care sunt ele, în principal. Dacă or mai fi și altele, mi-au scăpat mie, îmi ziceți să fie primite voi, da. Deci, rezist tentației de a vă spune părerea mea la începutul discuției noastre, ca nu care cumva să vă influențez, vă zic la final. Deci, 0372069599, ministrul de interne Lucian Bode, carnajul de pe șosele trebuie oprit, iată principalele modificări. Sancționarea comportamentului agresiv în trafic, amendă până la 725 de lei și suspendarea permisului pentru o lună. Comportament agresiv, adică când croșetezi, când dai flash-uri, lucruri de genul ăsta. Ești, te bați cu unii pe acolo, mă rog, deși acolo cred că intri la turburarea liniștii publice, nu știu. Foarte bine că există această prevedere. Circulația nejustificată pe banda de urgență autostrăzilor. Amendă până la 2900 de lei, suspendarea permisului 90 de zile. Întoarcerea pe autostradă, sau mersul marșarier, în marșarier, cum spun, da, pe autostradă, suspendare permis 120 de zile. Depășiri și neacordări de prioritate, amenzi mai mari, permis suspendat 60 de zile, în loc de 30. Forțarea trecerii la nivel cu calea ferată, permis suspendat 120 de zile, era 90. Deci, da. Se introduce, asta e bombă, asta o să rezolve foarte multe lucruri, se introduce o nouă contravenție pentru nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului. Eu sunt de acord, nici mie nu-mi plac aia care merg cu mașina necurățată de zăpadă sau cu noroi pe ea, e ok. Dar astea, cu totul, eu am văzut cu totul vreo 10 schimbări. Astea așa sunt mai concrete, restul sunt ceva mai complicate. Da, întrebare. Asta, măsurile astea sunt, credeți că sunt eficiente? Sunt suficiente? Vor reduce carnajul? Sunt o prostie? Care e părerea voastră? 0372069599, avem câteva minute, vrem să vă auzim, vă rog. Ciprian, bună dimineața! Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața! Îmi pare bine că m-am reușit să vă prind, te rog, în primul rând. Asta tuturor care ascultă, tuturor românilor. Vreau să spun părerea că sunt chiar modeste, ce-a luat guvernul, măsurile sunt foarte modeste, trebuia modeste, mai nu? Drastice, fiindcă așa, la noi civilizația asta văd că nu ne educăm, în primul rând, nu ne educăm cu viața noastră. Mm-hmm. Eu așa văd lucrurile. Da. Nu vreau să judec pe nimeni, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar văd că tot ce observ, teribilismul ăsta mi se pare exagerat. Mm-hmm. Și aici vorbim și la testele psihologice, care mi se par puțin, nu știu, foarte, te duci la testul psihologic și lii foarte repede. Bine că acolo poți să păcălești. Okay. Dar când ajungi și văd multe situații, mi se părea să fie mai drastic, adică să ia permisul definitiv. Și da, Ciprian, dăm un exemplu, da? Un lucru care crezi tu că ar trebui sancționat mult mai sever. Pe alcool, când e vorba de alcool, eu nu tolerez chestia asta. Da. Deci când alcool, nu mă interesează să-și lua permisul definitiv, părerea mea. Definitiv. Și atunci să mai... Definitiv, dar okay, nu mai ai voie. Deci n-ai cum să te sui cu alcool la volan, indiferent de situație. Părerea mea, nu știu acum. De acord aici. Mulțumesc. Eu cred că ar trebui să aibă forfecuță și să-i taie carnetul în două fix... Da. În momentul când l-a prins. Acum nu mai știu, până la 0,4 cred că este contravenție, peste este infracțiune și se suspendă permisul o anumită durată. Toleranță zero, ar trebui să fie zero. Adică sau mie măcar mai mult. Bun, mai departe. Silviu, bună dimineața. Bună, Silviu. Neața. Nu, ăsta este domnul Luca, cred. Da, este el. Da. Silviu, ne auzi? Silviu, nu ne auzi, pe linia 2. Ce să vă spun? Pot să vă Ovidiu spun eu. Bună dimineața și la mulți. Salut, Ovidiu, ne aude. Stai puțin, Neața. Luca. Da, Ovidiu. Ar trebui umblat mai mult la cauze și nu la efecte, începând de la luarea permisului de conducere, așa, când dai examen. De la examen psihologic. Măsurile sunt bune, dar nu sunt de ajuns.
Ok. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Mai departe. Da, Luca. Trebuie implementată treaba aia cu camerele, trebuie să fie mai mulți polițiști. Că de pomană ai măsuri severe dacă nu se aplică. Mm-hmm. Hai să zicem concluziile noastre la sfârșit. Bine. Ca să nu... Sorin, bună nu dimineața! Nu, am zis acum că nu intra ascultătorul de asta. Păi, ascultătorii sunt pe linie toți. Sorine, zine ceva, bună dimineața! Bună dimineața, Sorin! Vă salut cu respect. Da. Din București vă sunt. Într-adevăr, exact ce spunea și Luca mai devreme, implementarea camerelor de la vedere, și la noi nu se respecte nici cele mai mici reguli de circulație. De exemplu, vă dau un exemplu concret. De vreo 3 luni de zile este interzis, se sens interzis, la intersecția Hristo Botev, calea Boșilor Hristo Botev. Nu se respectă absolut nimeni. Degeaba avem legi, degeaba avem amenzi, dacă nu le pune nimeni în aplicare. Foarte bună observație, mulțumesc foarte mult. Daniel? Daniel e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Daniel. Bună dimineața. Daniel din Focșani, vă deranjez. Te rog. Da, într-adevăr, Luca are perfectă dreptate în ceea ce privește camerele de luat vederi. Să fie omologate, ceva de genul când te duci să faci inspecția tehnică. Verifică și camerele față-spate inclusiv. Ar fi foarte important. Iar al doilea punct de vedere... am un pic de emoții. Okay, cei care celor care li se ridică permisul de conducere după cele 15 puncte luate, da, la prima abatere o amendă destul de serioasă. Uh-huh. Dacă ți s-a luat din nou permisul pentru cele 15 puncte, o amendă foarte serioasă, iar a treia oară să nu se mai dea deloc permisul înapoi. Foarte bună observație, într-adevăr. Unde sunt pedepsele cumulative pentru recidiviști? Pierd permisul pentru o lună sau pentru 90 de zile, după care o iau de la capăt, este aceeași pedeapsă. Serios? Exact. A demonstrat odată că nu are ce să caute pe șosele. Dacă nu înțelege lecția, atunci de ce mai dăm voie ca să ne punem în pericol pe toți? Pentru că poate. Cristi, bună dimineața! Bună dimineața, Cristi! Neața, neața, băieți, și la mulți ani și din partea la Cristi din București sunt. Mă gândeam la quantumul amenzilor și la ceea ce simte șoferul, mă rog, nu pot să-i spun șofer, ci bizonul român din trafic, în momentul în care plătește. Aș putea spune că nu simte absolut nimic. Vreau să vă dau un exemplu. De anul trecut am fost în Elveția cu motocicleta și vreau să vă spun că nimeni, absolut nimeni, nu ieșea din rând să depășească sau să depășească viteza de 50, 30, 40 cât era stabilită pe tronsonul respectiv. Uh-huh. De ce? Pentru că amenziile acolo sunt direct proporționale cu venitul. Sau este... sunt atât de usturătoare încât nu-ți dă mâna să faci vreo greșeală de genul ăsta în trafic. Și oricine, da, o completare aici, oricine șofează, da, în vestul Europei, la un moment dat, fie profesionist, fie cu o mașină închiriată, observă acest lucru. Eu am fost în vacanță, exact, anul trecut în vară în Spania, am închiriat o mașină și am șofat foarte mult. Pe autostrăzi, au un sistem de autostrăzi foarte bine dezvoltat. Mergeam cu viteza legală. Toată lumea mergea cu viteza legală. Cred că în, exact, 10 zile am fost devansat pe autostradă de unul sau doi. Pur și, exact, simplu, nu, exact, nimeni nu forjează. Toată lumea merge civilizat și în limita legală. Sunt camere peste tot, da, și o încurci. Da. Paradoxul, știi care e? Paradoxul e că o grămadă de români care se duc acolo, exact, respectă în tocmai regulile de acolo. În momentul în care au intrat înapoi în țară și fac la fel de cap cum și-au făcut până când au plecat. Ăsta ar fi un aspect. Al doilea aspect, apropo de ce spunea antevorbitorul meu, acum vreo câteva minute, da, pentru băutură și pentru droguri, da, eu nu aș avea niciun fel de milă. Deci, da, nu trebuie să existe milă pentru așa ceva. Dom'le, te-ai suit drogat la volan, a fost cu scop, in a purpose, ai fost conștient în momentul în care te-ai suit la volan în halul ăla. Uh-huh. Nu ai ce să cauți pe drumurile publice, nu ai ce să cauți, da, pe, exact, viața altor oameni în pericol. Nu te urci beat la volan din întâmplare, nu e o chestie de neatenție. Adică, corect, știi, dom'le, n-am văzut semaforul. Bun, aici pot înțelege. Nu ai văzut semaforul, era un copac, era ceva. Dacă știi că ai băut și te urci la volan, nu? Adică, serios? Eu aș mai pune ceva lângă alcool și lângă droguri, mai nou aș pune și telefonul. Și spun și de ce, pentru că s-a depășit faza în care stai cu telefonul și vorbești. Nu știu, vorbești cu părinții, vorbești cu un prieten, cu un coleg sau ceva. Deja suntem în faza în care se dau mesaje sau ești atent la o aplicație sau care se face fac ceva. Live-uri sau... Am văzut, da, am văzut într-un sens giratoriu mare în București,
Era un domn care mergea foarte încet și practic încurca tot ce se... Și când am trecut pe lângă el, el era cu mâna deasupra volanului și nu se uita înainte, sub nicio formă, se uita în telefon. Așa e. Și nu înțelegeam... Da, mă rog. Este echivalent cu conducerea în stare de ebrietate, exact. Să stai pe telefon. Dan, bună dimineața. Bună dimineața, Dan, te ascultăm. Dan de la Cluj, da, conduc și eu de ceva vreme. Legea să fie aplicată dacă ți-a luat permisul, să nu ai dreptul să mai dai examen. Se pare că e chiar așa. Și vreau să vă spun ceva, era o emisiune la o televiziune odată după 20 de ani și spunea Tiriac, atinge-l pe om acolo unde-l doare, ia-le banii, era vorba de impresarii de fotbal. Aici la condusa spune, ia-le permisul și nu-l mai da. Poate să fie amenda uneori și 4.000 de lei, cel care are bani plătește amenda. Dar exact. Dacă iei permisul și să nu mai aibă dreptul da. Acele 4 luni, 120 de zile să mai dea examen, cred că îl atinge și mai tare și îl arde mai tare. Ridicarea permisului este nu doar o pedeapsă pentru cel care comite astfel de contravenții, infracțiuni periculoase, este și un mijloc de protecție pentru ceilalți din trafic. Uh-huh. Adică să-l scoți pe unul care conduce ca un bezmetic de pe șosele este un mod prin care statul are grijă de proprii lui cetățeni. Adică, știți ce se întâmplă? Eu sunt o mulțime de victime totalmente nevinovate în trafic ale unor nebuni care circulă fără să înțeleagă că sunt la volanul unei arme încărcate. Ce face statul pentru protecția cetățenilor care conduc normal, care șofează normal? Concluziile voastre, colegi. Vă mulțumim mult pentru telefoane. Domnul Luca, concluzii, te rog. Păi eu am spus ce aveam de spus asta, că ar trebui să fie mai multă poliție, că ar trebui să fie camere și că ar trebui să se implementeze odată, având în vedere secolul în care trăim, treaba cu camerele de bord. Uh-huh. Să fie luate în calcul. Pentru că, ok, pot să înțeleg că nu e suficient de multă resursă umană în poliție ca să acopere toate abaterile de pe șosele, dar de ce să nu luăm în calcul filmările pe care le avem de pe camere de stradă, de pe camere de bord? Așa este, aceste filmări sunt luate în calcul în cazul infracțiunilor. Sunt mijloace de probă. Dar în cazul contravențiilor, nu. Contravenția este constatată de un agent constatator. Constatator, constată contravenția, da. Și atunci sunt curios cum o să sancționeze poliția pe cei care dau flash-uri în trafic. Poate dacă dai flash-uri direct la mașina de poliție, că altfel exact. Cum faci? În practic. Mie mi se pare că indiferent care sunt sancțiunile unui cod rutier sau ce prevede el, singura noastră să problemă e că nu se aplică. Exact, da. Foarte bună. Da. Adică dacă ar aplica orice, băi orice, dar să fie aplicată chestia aia egal pentru toată lumea. Uh-huh. Cred că ar fi o soluție. Da, și un mesaj de la un vechi prieten. Bună ziua, în primul rând ar trebui să învețe să conducă și polițiștii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.